Natalia Gordienko și-a prezentat rolul activității sale acumulate în cei 10 ani de muncă într-un concert de excepție care a lansat publicul surprins și uluit de ținutele sclipitoare și foarte sexy. Să urmărim cum a fost show-ul interpretei. Natalia Gordienko în sfârșit și-a văzut visul îndeplinit. După 10 ani de muncă intensivă, cântăreața a decis să sărbătorească munca depusă de-a lungul timpului printr-un concert jubiliar dat la Palatul Național. Pregătirile intense au ajuns să uimească publicul și oaspeții aflați la concert. Timp de 3 ore, publicul nu s-a plictisit, ci dimpotrivă, așteptau să vadă oare ce surprize le mai pregătește artista. Pe parcursul serii, interpreta a schimbat mai multe ținute și și-a cântat hiturile sale în română, engleză, rusă și franceză. De astfel a venit și cu câteva piese în premieră. Scena palatului s-a transformat în 3 scene separate, unde erau amplasate 3 orchestre de genuri de muzică total diferite. Calancia Band, Orchestra Lăutarii și Orchestra Simfonică Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care au reușit să mixeze împreună, acordându-se perfect. Ca sonorizare foarte greu de sonorizat 3 orchestre. Oricum vroiam foarte, foarte tare și prima dată când colaboram cu Orchestra Lăutarii și cu Orchestra Simfonică Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, cu Alex Calancia deja făceam proiecte, dar acum era primul meu proiect împreună. Natalia a fost susținută nu doar de orchestre, dar și de colegii săi de scenă cu care de-a lungul timpului a cântat în duete, Alex Mataev, Arsenium și Adrian Ursu. După cele 3 ore de muzică live într-o interpretare excelentă, Natalia a dat ochii și cu presa. Încă cu emoții, dar satisfăcută de rezultatul serii, cântăreața a declarat că e în căutarea unui producător. Organizarea concertului a picat în totalitate pe spatele Focoasei Blonde, având grijă de cele mai mici detalii. În concluzie a ajuns că are nevoie de un producător. Aveam emoții, dar și acum, până acum am emoții. Și e normal că primul concert solo și foarte greu de făcut așa un proiect mare. Cum am spus, erau multe, cineva s-a ocupat de partea muzicală, răspundea cineva de partea tehnică, dar oricum, dacă spun în engleză, general manager proiectul eram eu și eu știu dacă luăm scena de la A până la Z, fiecare lampă sau orice eu știu și eu controlam. Așa sunt persoană, eu foarte responsabil. Dacă fiecare din voi puteți să faci lista cheltuieli, lumini, aparataj, scena, arenda sale, selii, tot, publicitate și... Pentru mine nu era concert proiect comercial, dar ați văzut că prețurile la bilete au fost de la 100 până la 300 de lei. Mi se pare că e un preț foarte ieftin, cumpărat cu celălalt artiști care fac concerte acum foarte des. Și era foarte greu de făcut acum în decembrie, chiar acum, că din cauza că fiecare zi avem concerte. Am gândit că aici absolutno всем занимаюсь сама, сам себе режиссер, могу сказать, что я в поисках продюсера, хорошего продюсера. При этом, к сожалению или к счастью, пока я работаю самостоятельно. Și e normal că fiecare fată tânără unui iubit. În ce relații suntem, nu vă povestesc. Când scuteresc să vă deschid parantezele sau... Organizarea concertului a costat o avere. Natalia nu s-a eschivat să spună că luxul dorit a costat-o peste 50.000 de euro. Am primit flori, dar nu în sală. Știam că trebuie să vă filmați și el n-a venit cu flori în sală. Aplauze și flori a primit nu doar de la public. Iubitul Nataliei a fost și el prezent la eveniment. Numai că cântăreața l-a ținut ascuns și ascuns îl va ține până nu va considera că a venit momentul potrivit să-l facă public.